Gazdele au mai înscris o singură dată, motiv pentru care ultima sirenă a consemnat pe tabela de marcaj 21-18 în favoarea echipei spaniole și implicit calificarea formației noastre în sferturile de finală ale cupei EHF. Cele mai multe reușite, câte 5, poartă semnătura a două jucătoare cu același prenume, Cristina Niculae și Cristina Neagu. Atmosfera asta a fost extraordinară, dar publicul nostru a contat foarte mult. Te bucur pentru aceasta, că ce-ți dorești mai departe? Păi să ajungem cât mai departe, poate în finala cu EHF. E o mare bucurie pentru noi.